Potrivit studiului realizat de Institutul de Marketing și Sondaje împreună cu Centrul pentru Inovație în Medicină, 66% din respondenți manifestă destul de multă și foarte multă încredere în medicii din România, în timp ce atunci când este vorba despre spitalele private, procentul este de 65%. Pe ultimul loc se plasează spitalele de stat cu nivel de încredere de 35%, în urma companiilor farmaceutice din România, a Colegiului Medicilor, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății. Analiza relevă că principala problemă cu care se confruntă sistemul medical din România este, în opinia a 20% dintre cei intervievați, corupția și mita. Alți 19% consideră că sistemul de sănătate se confruntă în primul rând cu lipsa echipamentelor necesare și cu o tehnologie veche, în timp ce 12% văd salariile mici ale personalului medical ca fiind cea mai mare problemă. De asemenea, studiul arată că românii cred în vindecarea cancerului. Astfel, 74% dintre subiecți sunt în mare măsură de acord și total de acord cu acest lucru. Mai mult, 84% dintre cei intervievați apreciază că există cancere care se pot preveni, iar 86% spun că anumite tipuri de cancer pot fi detectate în faze incipiente. Studiul a avut drept obiective evaluarea încrederii pacienților în instituțiile medicale din România, precum și evaluarea percepției și atitudinii populației cu privire la cancer și tratamentele existente. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de persoane în perioada 1-20 aprilie și are o marjă de eroare de aproximativ 3%.